Aici mi se spune că nu credeți că sunt în viață, scumpii mei părinți, iubita mea familie. Sunt în viață, trăiesc și până când mă țin tare, sunt bine. Tot ce pot să vă dau un indiciu că sunt eu, este data de 19 iulie 2015. O dată prea fericită pentru mine când am devenit tătic. Iată a trecut 2 ani. Și aproape 2 ani de când stau închis. A trecut și mult timp de când nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut, însă cu mintea, cu gândul, sunt la voi, scumpii mei. Și vă rog, dacă se poate, să filmați, Tăniușa Pușor, te rog să filmezi pe mămica mea, pe tăticul meu, să filmezi pe a noastră scumpă iubită Gâncuță, să te filmezi și pe tine, că mi-e dor de voi de toți. Și poate cumva acest filmuleț pe care voi îl veți face, va ajunge și la mine și voi vedea și eu. Vă voi vedea și mă rog ca să fie bine, mă rog ca să fiu și eu eliberat în viață, împreună cu Dele Mișa, cu care împart acest necaz. Să ne întoarcem cu bine acasă, la voi, la tine, iubita mea, scumpa mea, soție, și la noastră, odăraș, la voi, dragii mei părinți. Vă iubesc din suflet, vamă inima mea, în sufletul meu, în mintea mea, și așa va fi mereu cât va mai bate mea inima. Aici îmi spune că nu credeți că sunt în viață, până când sunt în viață, sănătos și mă țin și eu mă rog la Sfântul Dumnezeu să fie ziua aceea când ne mai întâlnim, vorbim, mi dor și mie de voi, dar prin rugăciune este, eu mă rog și simt că sughiți și voi, mă simțesc că sunt în viață și mă rog pentru voi, toată familia. Dacă zic că eu sunt în viață, vă spun și data, dacă să știți că eu sunt aici, asta, data noastră de căsătorie, 1 noiembrie. Vă rog, dacă puteți, tot așa, Alexandra sau Agușa și nu știu ce are, petiță sau băiețel, mă rog și eu pentru dânșă, dacă puteți să filmați, măcar în filmele, să vă văd, măcar, că ne dor tare de voi. Dar prin rugăciunea aceea și sughițul este, eu sunt că și voi știți că eu sunt în viață și mă rog, pentru tot așa ca să vii, mă răbdeți la aceea când vine cineva să mă ajute să ieșim din greutățile astea și chinurile astea. Nu? Compania pentru care activez se cheamă Valan ITC. În această companie eu dețin funcția de copilot pe elicopterul Mi-8. Adresa companiei și datele de contact ale companiei la momentul dat nu le mai țin minte. Au uitat, au trecut totuși aproape 2 ani de când am fost dobărât și capturat. Pentru cei care se vor uita la acest video și care vor lua decizii în privința noastră, din suflet vă rog, vă implor, ajutați-ne. Compania noastră care colaborează este Valan ITC. Sunt lucrează în funcție de inginer de bord și numele telefonului de contact de acest companie, dar nu mai ținem minte, dar 2 ani de zile stăm închiși și vă știți din minte tot ce s-au petrecut, toate greutățile care noi suportăm aici. Care ne vede acest filmuleț, video, zic că încă mai suntem în viață. Suportăm chinurile astea și greutățile astea care avem noi aici față. Și dacă puteți și ne poate și să ne ajute să scăpăm de greutăți și chinurile astea. Nu credeți că tare gândimea și să suntem aici. Tot ne greu, voi închiși, fără firieță, fără nică, nu vedem nici soarele, nici nică. Vă rog, ajutați cine poate să ne scoată de aici cât mai repede. Bună seara, Mihai! Bună seara, Leonel! Eu cred că voi mă cunoașteți. Am anumite întrebări și ce ține de eliberarea voastră. Sper că în scurt timp să ne vedem, să vă vedeți și voi familiile, să ajungeți cu bine acasă. Prima,
în următorul video vă rog frumos să spuneți încă o dată numele și familia și anume să menționați ziua, luna și anul, ca să înțeleg eu când a fost filmată și ca să înțeleg sunteți ok. Numărul 2, Mihai, să răspundeți vă rog la întrebarea cum îl cheamă pe ginerile dumneavoastră și Leonel să spuie în ce oraș a studiat și a făcut studiile pentru a deveni pilot. Țineți-vă, băieți, fac tot ce este posibil ca să ajungeți mai repede acasă. Sper că în curând să ne vedem. Fiți tari. Tot va fi ok. Bună seara, domnule Renat Osatăi. Mă bucur că după 2 ani de zile am sfârșit aud o voce, prietenească o voce, dulce, grea de acasă. Numele meu este Boruianu Leonel. Și acest interviu este filmat în data de azi, 22 decembrie 2017. La a doua întrebare, la comune vă răspund că am studiat pentru a deveni pilot în orașul Brașov, din România. Vă mulțumesc, domnule Renato, pentru sprijinul și suportul acordat. Sper și eu că în curând să ne vedem cu toții cu bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot. Deci acolo. Bună seara sau bună ziua. Mă bucur și eu că aud și o voce moldovenească. Să aud și un glas că ne auzi și de acasă pe noi și ne știu despre noi. În ce scriu? Mă numesc Crihan Mihail. Data care a fost filmat 22 decembrie 2017. Ginerele meu Александру. Я Александру. Ченерли мил, я Александру.